Spectacolul Suntem alături de tine face parte dintr-un proiect încheiat între Inspectoratul Școlar Județean Argeș, Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu Mioveni, Școala Gimnazială Negru Vodă Pitești și Centrul Școlar de Educație Incluzivă Ștefănești Argeș. Proiectul a avut la bază atât informatizarea, sensibilizarea, cunoașterea specificului persoanelor cu dizabilități, persoanelor vulnerabile, cât și înlăturarea stigmatizării și a etichetării acestor persoane. Activitatea respectivă se concentrează în special pe oferirea unor momente deosebite pentru copiii cu nevoi speciale. Și astfel ne-am concentrat toate cele trei școli atenția pentru ca prin momentele pe care le vom prezenta, adică scenete de teatru, momente artistice, în special muzică populară, dans și, de exemplu, avem un copil de la Liceul Ioan Zafiris care va cânta și la orgă. Deci sunt diverse activități, încă o dată, la nivelul acest artistic. Evenimentul a presupus o serie de activități, precum și recitarea unor poezii semnificative, muzică și scenete, avându-i ca actori pe elevii județului Argeș. Când te gândi asta, mai bine să-l zdrobești și apoi să taci. Când el nici cu iluzie nu umple, eu-s darele copilor săraci. Eu-s darele copilor săraci. Drepturile noastre. Toți copiii sunt egali în drepturi, fete, băieți, de orice origine ar fi ei sau părinților. Fiecare copil are dreptul să trăiască în familie. Fiecare copil are dreptul la identitate, nume, prenume, naționalitate. Fiecare copil are dreptul la sănătate. Fiecare copil are dreptul la educație în școală și în afara ei. Orice copil cu handicap are dreptul să fie ajutat să trăiască alături de ceilalți. Am pregătit o scenetă alături de colegul meu Bogdan Toma și sperăm să le aducem un moment de bucurie copiilor de aici. Am vrut să fim alături de copiii de la Centrul Școlar de Ajutor Sfânta Filofteia și am vrut să le aducem un moment de bucurie copiilor de aici. Vrem să-i ajutăm cât putem și nu numai pe ei, vrem să-i ajutăm și pe alți copii care, nu știu, au nevoi speciale, care sunt în diferite situații.